Spre răsărit și miază zi, au început a curge înspre noi ligioane cu trupul de om și suflete de jivină. Purtau blânuri grele pe umeri și sebii ascuțite în mâini. Ochii le erau roșii ca sângele în care se scăldaseră pe drumul lor blestemat. Sub apăsarea lor, oamenii bătrânului continent au învățat a scoate și ei fierul din pământ și a-l preface în săbii ascuțite pentru apărarea pruncilor și a femeilor. Mai apoi, au durat ziduri înalte, străjuite de turnuri din care se vedem până departe pericolul ce sute și sute de ani nu a încetat să vină. Din marginea apuseană a Europei, unde străjuiește turnul la Hilarda, apoi mai spre inima Europei, Francia, unde veghează Jean Saint-Eure, la Nuremberg, unde măreția cetății a născut în mintea voievodului Vlad Dracul, ideea turnului de la Târgoviște, la frumusețea ciudată a Pizei sau la cea exactă și măiestoasă a Londrei, turnurile au stat mult amar de vreme în bătaia tunurilor și a focurilor vrășmași. În anii mai din coace, când mintea omului pare că s-a mai luminat, au răsărit turnuri frumoase, pe care ghiulelele nu mai încearcă să le pună la pământ și oștrii nu le mai apără. Unele, cum este cel din Paris, sunt ridicate doar pentru ideea de frumos, asemeni unor copaci înfrunziți și rotați. Altele, cum este cel ce străpunge norii în Berlin, găzduiesc astăzi artele cele mai frumoase, născocite de om și le trimit mai departe în casele tuturor. Pe pământul nostru, aflat mereu în calea lupilor, turnurile au fost zidite din piatră grea și tare, mai tare decât focul împrășcat spre ele. Cel mai mândru și mai puternic dintre toate turnurile noastre este el, turnul Chindiei, de care s-a înspăimântat și cuceritorul Constantinopolului. Acest turn nu a fost îngenunchiat nici de iadul războaielor mondiale și nici timpul nu-l va putea răpune. Oriunde ai merge în Târgoviște, poveștile lui se aud șoptite în cărămizile caselor vechi, în stejarii bătrâni, în aerul nostru limpede. De oriunde, de pe orice străduță a orașului, turnul te îndeamnă să-ți ridici ochii către el și să-ți îndrepti spatele. Da, există un singur loc în cetate de unde nu poți vedea turnul nostru. Din vârful său, de acolo de unde se vede până hărți departe înspre Dunăre, până la mănăstirea Dealului și înspre munții mereu înălbiți și de unde șoaptele străbunilor se pictează în roșu, în galben și albastru, peste asfințitul atât de frumos al orașului turnului Chindiei, Târgoviște.